La mulți ani, doamna Florica! Mulțumesc mult, mi-e astăzi la sunt fel! sărbătorită cu numele dumneavoastră! Mulțumesc frumos, papa. Așa că noi venim să vă sărbătorim așa cum se cuvine! Noi suntem echipa surprize la tine acasă și venim din partea unor persoane dragi. Cineva care pe dumneavoastră vă prețuiește și vă iubește din toată inima. Cine credeți dumneavoastră că ar putea fi? Copiii mei! Copiii dumneavoastră! Copiii mei! Dumneavoastră, așa este! Nepoții, uite, am și nepot acolo. Să vă trăiască, să vă bucurați de dumnealor. Vino mânca în coace. Hai, vino cu a. Noi avem aici un tortuleț pentru dumneavoastră, dacă ne ajutați și îl puteți ține. Da. Avem un buchețel de trandafiraș. Îl ține și pe acesta sau vi-l las? Cum doriți dumneavoastră? Nu, nicio problemă. Hai să vi-l las aici. Așa. Și mai avem și o sticluță cu șampanie. Tot aici o să vă las. Și acum am pentru dumneavoastră o melodie din partea persoanelor care vă iubesc foarte mult și o să am la final să vă transmit și un mesaj din partea dumnealor. Haideți să auzim melodia, dar să nu vă emoționați și să nu plângeți, că astăzi trebuie să fie o zi fericită din viața dumneavoastră. Am și un mesaj care vine cu foarte multă dragoste pentru dumneavoastră și spune așa: cu ocazia zilei onomastice, fata și ginerele vă urează multă sănătate, fericire și împlinire sufletească. Fie ca viața ta să fie plină cu bucurie, sănătate și emoții pozitive. Noi suntem mereu aproape și te poți baza întotdeauna pe noi. Și eu iubesc. Să vă trăiască, să vă bucurați de dumnealor și de tot ce iubiți și aveți mai drag pe lumea aceasta.